bicicleta e ca un camarad al tău care te poartă de-a lungul vieții prin tot felul de experiențe, iar acesta este precum un jurnal ce ți le memorează, doar că nu are cuvinte să le spună. Kobi Bicycle este primul centru de reciclare al bicicletelor din România. Ceea ce facem noi, reparăm și recondiționăm biciclete cu poveste. Îl ajutam pe taică-mă la curățenia de primăvară. Selectasem mai multe fiare vechi pe care urma să le aruncăm. Iar printre acele fiare vechi era și cea mai rămas din bicicleta lui taică-mă, pe care o folosise 12 ani ca să facă naveta. Stând pe o bancă și așteptând să vină mașina să colecteze acel fier vechi, din senin taică-mi a început să-mi povestească toate experiențele pe care le-a trăit alături de acea bicicletă. Mi-am dat seama că acea bucată de fier vechi era mai mult decât o bicicletă ruginită. Era, de fapt, un jurnal al vieții lui și chiar dacă nu putea să spună, să povestească toate acele întâmplări pe care el trecuse, totuși ea le știa, fusese martor, le memorase. În momentul ăla mi-am dat seama că un asemenea obiect ar fi păcat să moară și ar fi frumos ca cineva să poată să recicleze atât acele obiecte cât și poveștile lor și să le ducă cumva mai departe. Până să vină mașina să colecteze cele fiare, m-am hotărât că nu pot arunca acel cadru de biciclete și că ar trebui să-l păstrez și să încerc să-l recondiționez. La acel moment nu știam dacă pot, dar eram hotărât să încerc. După 2 ani și jumătate, după ce am reușit să găsesc toate piesele care erau nevoie pentru a reconstrui acea bicicletă, am reușit să o terminăm și împreună cu ea, mai frumoasă decât era ca atunci când era nouă, ne-am întors la Găinești să-i dăruiesc cumva lui taică. Ce faci, tata, să rămână? Hai, uite, ce bicicletă ți-am adus, îți place? E mai frumoasă decât când era nou. Nu-i de mers prin bolac. Cum nu-i de mers? Cum ai mers 15 ani cu ea? Da, e două numai tale, cum nu? Prima lui reacție a fost, asta nu-i bicicleta mea. Dar ulterior a fost foarte entuziasmat și era așa ca un copil mic. S-a bucurat foarte mult să-și revadă oarecum bicicleta care l-a purtat atâta timp. Bicicleta e de 85-86 aici. Aia mai căzut, am luat rânte. Meream bicicleta pe drum, că era zapada mare. Am dat moșul, merea pe carare și eu la 5 era cam întuneric. N-aveam far la bicicletă, n-aveam. Am dat peste moșul, l-am sentit jos, am checat și eu. Așa a apărut ideea de a construi primul centru de reciclare din România. Nu vindem doar bicicleta, ci alături de ea să vindem și jurnalul în care să fie trecute experiențele prin care posesorul anterior a avut alături de acea bicicletă. Bicicleta este un prieten și ceea ce poate ea să-ți aducă sunt experiențe memorabile.